Deci asta este mesajul? Da, suntem cu coasa pentru ca într-o formă teatralizată să-i facem pe oameni atenți că ei într-adevăr în momentul când trec rău pe zebră, nu trec la verde, nu sunt atenți cum circulă mașinile și pun viața în pericol. Ne dorim foarte mult ca atunci când prindem și șoferii care se opresc acolo să le transmitem și lor mesaj. Să circule cu viteză adecvată, asta în cazul șoferilor. Iar pietonii să aibă grijă să nu traverseze la roșu sau doar pe trecerea de pietoni. Mesajul este unul pe care noi încercăm să-l transmitem cât mai simplu. Viața ta chiar contează, viața celor din joc chiar contează și nu încerca să câștigi acel minut, nu încerca să bei acel pahar de alcool dacă știi că te urci la volan și lasă telefonul mobil să vorbești când nu te oprești. Pe de altă parte este o încercare a noastră de a da în obraz și poliției rutiere care chiar se pare că nu îi pasă de ce se întâmplă pe zebre, la semafoare. Măi, domnilor, eu cred că moartea o aducem noi mai aproape de noi, cu neatenția, cu nerăbdarea noastră. Trebuie să avem mai puțin răbdare, mai multă răbdare, mai multă atenție. Te aștept la roșu și spui că un roșu e moarte, dar dacă tu mă aștepți la moarte, e normal? Nu e normal! Fiecare persoană în parte trebuie să-i seama și conștiințez faptul că ești normal. În spatea copiii, nu în spatea cu șase culoare. Am încercat să dau mai mult la șoferi. Unii din ei sunt mai furioși, să ne zic, nu vor să deschidă nici geamul. Alții o iau în glumă, alții sunt interesați, atrași și vor să știe despre ce este campania. Это нужно круглый год делать, не только один день, потому что нарушений там на каждом шагу делается, поэтому у нас мертвых много, покалеченных много. Поэтому надо быть внимательным, надо соблюдать правила, не надо обгонять. И фарты бери, кострях, и то не трескадем. Ел-то пим пучерец. Чего вам фос пиетон, чего сын клет пиетон, респектишь? Респект, ты респектат, Шигат. Нет, не уступают. Если их не видят, то они мчат, конечно, по ненормальному. Все спешат куда-то. Вы знаете, столько техники, всего сейчас. Люди раньше на карусах, на все, какие-то несуетные были. А сейчас всем некогда. А куда стремятся? Ничего не успевают сделать.